O, Tatăl nostru care ești în ceruri, Cel ce plutești pe aripi de heruvim, Cel care scoți lumina din cămară și semeni mii de sori din înălțim, Cel ce din lut ai scos la viață omul și l-ai sortit să înfrunte pe cel rău, O, Tatăl nostru, a toate ziditorul, sfințească-se în etern numele Tău. Amin. Sfințească-se cuvântul Tău în inimi. Amin. Și ajută-ne să nu-L putem uita. Sfințească-se porunca Ta în lume și vie noi împărăția Ta. Amin. Să înflorească noi o viață nouă cu care să zburăm peste mormânt. Aleluia. Și voia Ta în toate să se facă, precum în cer, așa și pe pământ. Amin. Rămâi cu noi și dă-ne nouă astăzi, când viața ne e plină de năduf, și pâinea cea din braz despre ființă, și pâinea cea din ceruri pentru duh, cât despre orice greș și orice pată ce ne-a tinat al sufletului crin, noi te rugăm să nu te mâni, Tată, ci să ne ierți prin harul Tău divin. Amin. Amin. În încercări prea grele nu ne duce, ci fii cu noi când vin fiorii reci. O, scapă-ne de cel viclean prin cruce, ca Ta împărăția în veci de veci. Al Tău e cerul și lumina, al Tău e miezul cel ascuns, căci Tu ne-ai dat la toată vina, la fricoșata judecată, bun răspuns. Răspunsul bun e unul singur. Iată, e mielul blând ce s-a lăsat răpus. E dragostea ce ne-a trimis-o Tatăl prin Fiul Său, prin Dumnezeu, Iisus. Gloria lui Iisus. Răspunsul bun e unul singur, harul. E viața nouă mai presus de legi. E darul celui ce a urcat calvarul, purtând pe umeri vina lumii întregi. Și acum noi alergăm prin zarea largă și vestea bună tuturor le-o dăm. Pe noi, unii pe alții, viața întreagă lui Dumnezeu și lui Iisus i-o dăm. O, Tatăl nostru care ești în ceruri, Cel ce plutești pe aripi de heruvim, ascultă ruga noastră înflăcărată și vino între noi din înălțim. Amin. Domnul să-ți binecuvânteze.